Pentru mine să trăiesc lucruri noi sau să încerc lucruri noi înseamnă o cheltuială inteligentă. Întotdeauna când vrei să iei o decizie, ori să faci ceva, ori să cumperi ceva, puneți o întrebare simplă. Oare ce ar face o persoană specializată în cazul meu? Profit Point. Educația înseamnă profit. Nu este niciun secret. Nouă ne place să ne cheltuim banii. Ne ajută să simțim că ne trăim viața și în același timp că nu lucrăm degeaba. Cheltuielile respective nu sunt negative, atât timp cât sunt cheltuieli inteligente. Ele devin o problemă când fac parte din categoria acelor cheltuieli impulsive și când cumpărăm lucruri care nu ne aduc plus valoare în viață. Numele meu este Iulian Pavel și sunt trainer în cadrul companiei Profit Point și investitor experimentat în piețele financiare. Iar astăzi vreau să vă prezint 5 cheltuieli inteligente care ne ajută pe noi să ne îmbunătățim viața per total. De foarte mulți ani, deja, am înlocuit cuvântul cheltuială cu investiții. Mă ajută pe mine atunci când fac o achiziție mai scumpă să-l văd din punct de vedere investițional și nu doar ca un moft, ca o cheltuială impulsivă, să văd dacă mă ajută pe mine. Și atunci, întotdeauna când cumpăr ceva, trebuie să fie în folosul meu. Ceea ce mă duce și la prima categorie de cheltuială, pe care o vom numi timp. Eu întotdeauna sunt în căutare de soluții care mă ajută pe mine să câștig timp ca eu să-l pot să folosesc cum doresc eu. De asta, dacă luăm un exemplu car și luăm un aspirator robot care îți face treaba ție prin casă, care ție poate să lua un ceas, un ceas jumate pe săptămână, asta depinde de caz, eu consider că am câștigat o oră jumătate să pot să fac ce vreau eu cu acel timp, pentru binele meu. Și asta înseamnă un exemplu foarte bun de cum putem noi să ne câștigăm timp în plus. Gândiți-vă așa. Timpul odată consumat nu ne-l mai dă nimeni înapoi. De asta este și cea mai prețioasă și valoroasă resursă pe care noi oamenii o avem. În schimb, banii pentru robot cu siguranță puteți să-i refaceți la loc. De asta consider că este o cheltuială inteligentă atunci când cheltuim pe ceva ce ne ajută să câștigăm timp în plus. Dacă m-ar pune cineva să aleg între a cumpăra o pereche de papuși scump sau a merge la munte 2 zile, întotdeauna voi alege a doua variantă. Pentru mine să trăiesc lucruri noi sau să încerc lucruri noi înseamnă o cheltuială inteligentă, ceea ce mă duce și pe mine la a doua categorie. Experiențe. Iar eu în fiecare lună mi-am propus o să vizitez un loc nou, o să încerc ceva nou. Mă ajută să simt că îmi trăiesc viața, că nu mirosesc timpul inutil și în același timp mă ajută să mă dezvolt ca și persoană per total. Deci, când vrei să încerci ceva nou sau vrei să vizitezi ceva nou, până la urmă este o cheltuială inteligentă. Deja știm cum arată o cheltuială inteligentă. Putem să ne facem o idee. Atât timp tu cât cumperi ceva și te ajută să câștigi timp pentru tine sau să experimentezi ceva nou ce te ajută să te dezvolți, deja ești câștigător. Următoarea categorie despre care vreau să povestesc este una dragă mie și în același timp am tendința să cheltui mai mult decât ar trebui pe această categorie. Mai exact, cărți sau cursuri. Dacă ar fi să povestesc despre câte lecții am învățat în cărțile de dezvoltare personală, ar trebui să stau o zi întreagă cu voi. Dar dacă ar fi să extrag o singură idee care m-a ajutat pe mine să schimb viața 180 de grade, ar fi din cartea Atomic Habits de James Clear. El spune într-un capitol foarte clar. Întotdeauna când vrei să iei o decizie, ori să faci ceva, ori să cumperi ceva, puneți o întrebare simplă. Oare ce ar face o persoană specializată în cazul meu? Un exemplu foarte clar ar fi când vrei să iei o decizie să mănânci ceva care știi că nu-ți face bine, poate la o oră nepotrivită, puneți întrebarea, oare ce ar face un nutriționist? Oare ce ar face o persoană care își respectă corpul și vrea să trăiască sănătos? Ce ar face? Întrebarea respectivă m-a ajutat pe mine să evit foarte multe decizii proaste de-a lungul timpului și sper să vă ajute și pe voi să luați cele mai bune decizii. Și când vine vorba de cursuri, întotdeauna sunt în căutare de cursuri de dezvoltare. Foarte mulți prieteni în ziua de azi mă întreabă oare în ce să-și investească banii pe piețele financiare, să le zic eu în ce instrument. Dacă ne întreb de ce nu dețin ei deja răspunsul la această întrebare, de regulă se enervează. Dacă le explic, când le explic că o investiție mică îi poate salva de un risc foarte mare pe termen lung, mai exact în educație să înțeleagă în ce să investească, de regulă fac acel pas important. Și atunci, asta reprezintă o cheltuială inteligentă. Această cheltuială inteligentă, cărți sau cursuri de dezvoltare, ne ajută pe noi să ne dezvoltăm mai mult pe partea mentală.
Ne ajută să gândim lucrurile diferit și spre beneficiul nostru până la urmă. Dar o altă categorie de cheltuială inteligentă se referă la alimente. O veche filozofie indiană spune în felul următor: ești ceea ce mănânci. Și dacă ne uităm statistic la bolile care există în ziua de astăzi, acum 100 de ani, mare majoritate nici măcar nu existau. Și toate au fost create bazat pe ce alimentație avem noi. Din păcate, în ziua de azi sunt foarte multe opțiuni negative și nesănătoase pentru noi, dar în același timp, noi suntem unicul care decide ce băgăm în corpul nostru. De asta, când mă duc în supermarketul și iau lecția pe care am învățat-o din Atomic Habits, în care spun, ok, ce ar face o persoană sănătoasă, mi-e foarte ușor să iau deciziile cele mai bune când vine vorba de alimente. Gândiți-vă un pic, oamenii au o tendință mai mare să aibă grijă de mașina lor. O îngrijesc, o spală, o aspiră, cumpără ce mai scump pentru ea. Dacă îmi vine vorba de cea mai importantă mașinărie pe care noi o deținem, corpul nostru, care este și unic, adică altul nu mai avem, de regulă tindem să neglijăm, pentru că nu avem perspectiva pe termen lung. Toate deciziile pe care le luăm astăzi se vor adăuga ca un efect compus pe termen lung și va decide într-o bună zi sănătatea noastră. De asta este neapărat nevoie să începem să vedem altfel partea de alimentație, ce mâncăm. Pentru că asta va schimba radical viața noastră și de regulă această cheltuială este chiar necesară. Cu siguranță ați început să vedeți altfel cheltuielile. Dacă luăm a treia categorie de cărți și cursuri, ea practic îți hrănește mintea. A patra categorie îți hrănește corpul. Amândouă lucruri sunt foarte importante pentru noi. Și atunci a mai rămas o categorie care îți hrănește sufletul. Sunt statistici făcute, experimente pe oameni care fac o faptă bună, ajută pe cineva, devin în mod natural fericiți. Le scade foarte mult anxietatea și foarte mult stresul per total. De asta eu mi-am și propus în ultimii 5 ani, după o situație foarte interesantă avută la fosta cafenea unde lucram, să fac un gest bun în fiecare zi pentru cineva. Nu contează ce gest, cum sau cui, nu contează. În fiecare zi trebuie să fac ceva de genul. Pentru că, practic, îmi schimbă toată ziua. Dar nu doar mie, ci și persoane pe care eu ajut. Și ce poate fi mai frumos de atât? Situația de acum 5 ani a fost în felul următor. A venit un client, lucram la un coffee shop, a avut o zi proastă, a avut ceva la mașină, i s-a stricat ceva. Și în clipa aia am decis să-l ajut, în sensul că să-i dau cafeaua din partea mea. Atât de tare s-a bucurat de acest gest mic din partea mea, că n-a fost niciun efort, încât am decis ca în fiecare zi să fac un gest asemănător. Și am descoperit în timp cât de ușor este să schimbi viața unei persoane, să-i faci ziua mult mai bună. Dar nu doar persoane respective, ci și ție, că este o reacție reciprocă. De asta este foarte important ca noi să ajutăm pe alții. Atât timp cât avem, e păcat să nu încercăm să facem ziua mai bună altcuiva. Și acum e perioada Crăciunului, este momentul cel mai oportun să schimbăm viața unei persoane. Acestea sunt doar câteva exemple de cheltuieli inteligente. Și trebuie întotdeauna adaptat subiectiv, că poate pentru cineva reprezintă o cheltuială inutilă, dar nu înseamnă că trebuie să fie la fel pentru tine. Voi știți foarte bine ce urmăriți în viață, ce vreți să deveniți, ce vreți să obțineți și atunci acele cheltuieli trebuie să se învârte în area respectivă. Și oricum ar fi, întotdeauna veți fi câștigători. Profit Point. Educația înseamnă profit.